Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la Time Out, emisiune care astăzi l-are invitat pe antrenorul secund al Petrolului, Eugen Cebotaru. Bună, Eugen, și bine ai venit în cadrul emisiunii. Bună seara, bine v-am găsit. Eugen vine la Time Out după aproape un an de când a fost prezent în platoul pasului la 8 sau de emisiune care acum este defunctă. Între timp, Eugen s-a lăsat de fotbal, dar a rămas un fenomen. Decizia oficialilor Petrolului de a-l menține lângă antrenorii echipei, Nae Constantin, și ulterior Florin Pârvu, fiind benefică pentru acest club. Eugen, a fost un vis al tău să te retragi de la Petrolul, să rămâi antrenor la, ca antrenor secund la acest club? Evident, a fost un lucru mare pentru mine, o dorință foarte mare. Trăiam cu gândul acesta mult timp și mi s-a oferit așa șansă, le mulțumesc tuturor, o șansă mare pentru mine, care eu trebuie prin munca mea să le mulțumesc pentru șansa oferită. După meciuri de debut cu două egaluri la Cluj, cu Cluj, la Ploiești și cu Botoșani în Moldova, a urmat o primă înfrângere 0-2 cu Voluntariu și apoi victoria în fanfar cu Farul la București cu Rapidul, izbânda cu Universitatea Craiova și egal la Dinamo, patru meciuri extraordinar de care au contat foarte mult pentru reacția în clasament a echipei, apoi 2-2 cu Oțelul la Ploiești, înfrângerea cu Cântec de la CFR Cluj, iar aseară 0-0 cu Hermannstadt. Petrolul pare o echipă ușor atipică, să spun așa, parcă nici prea, dar nici foarte. Uitându-ne la rezultatul final și punctele acumulate până în momentul dat, da, putem spune asta. Dar Petrolul este unul cu tarea campionatului, cu siguranță vă pot spune acest lucru. Și făcând o analiză la fiecare meci care l-am avut în acest campionat, eu cred că noi eram mult mai bine și în clasament. Fiindcă, într-adevăr, trebuia să acumulăm mult mai multe puncte, care, cu părere de rău, ultima minută, o fază, un penalti, n-am reușit să acumulăm mai mulți puncte datorită la acest lucru. Petrolul a învins echipe mult mai titrate decât cele cu care a făcut doar meciuri egale. Mă refer aici la Ploiești și ulterior la București cu Dinamo. Da, am întâlnit echipe bune a campionatului care mulți au spus că este o surpriză. Pentru noi nu era o surpriză, fiindcă noi știam ce echipă avem, ce echipă am pregătit și ce obiective interne am stabilit între noi, între staff, între jucători. Să fim realiști, trebuie să fim realiști, să creștem. Noi suntem pe drumul cel bun, dacă facem o analiză și obiectivele propuse în acest an. Suntem într-o perioadă de construcție pentru a fi o echipă mult mai puternică și din toate punctele de vedere, și financiar, și fotbalistic, la infrastructură, în toate domeniile se lucrează, foarte mult se lucrează, depun foarte mult efort, absolut toți, și se ved, poate în afară lumea nu știe, dar în interior se vede munca depusă a tuturor oamenilor ca echipa aceasta să devină mult mai bună și încet, încet să ajungă la obiective mari. Dacă vorbim doar despre faza de apărare și faza de atac, care consider tu că este cea mai reprezentativă pentru echipa acum? Noi încercăm să căutăm așa un mijloc de aur, da? Un balanț bun, dar făcând o analiză, m-am gândit și la acest aspect, am devenit o echipă mult mai ofensivă. Uh-huh. Față de cum era anul trecut. Da, exact. Nu am marcat gol în două meciuri. Și meciul de ieri, asta un meci aparte a fost, dar până la meciul de ieri a fost marcat în toate meciurile, în afară de Botoșani. Nu, cu Dinamo. Cu Dinamo am marcat. Cu CFR Cluj în deplasare. Da, cu CFR, da. Și acasă cu Voluntari. În aceste două meciuri numai n-am marcat gol. În rest, în toate partidele noi am marcat. S-a marcat. Ai pomenit acum tu de meciul de aseară 0-0 cu Hermannstadt, un nul cât o victorie, ținând cont de datele de desfășurare. Da. Petrolul a jucat aproape tot meciul cu un om în minus. Un scenariu neprevăzut, n-am pregătit acest scenariu înainte de meci, dar în fotbal se întâmplă multe, dar vreau să le mulțumesc tuturor suporterilor și băieților, în primul rând, fiindcă au reacționat foarte bine, au avut o reacție foarte bună și ne-am adaptat la ceea ce s-a creat pe teren. 10 oameni să joace 80 de minute nu este ușor. Într-adevăr, un punct ca o victorie.
Am pregătit pentru acest moment și rog regia să-mi prezinte câteva poze de la acea accidentare în care Țicu practic nu a avut nici o intenție să-i provoace acea fractură lui Dragoș Iancu. Dar totuși din minutul 7, 80 și ceva de minute să joci cu un om mai puțin s-a văzut, a fost poate chiar prea mult. Da, ieri a fost un meci, băieții erau foarte motivați pentru acest meci. Eu sunt sigur, dacă jucam la egal 11 la 11, la dorința care au avut-o și care au arătat-o ieri băieții, n-aveam cum să nu luăm 3 puncte ieri. Dar a fost un scenariu care, cu părere de rău, nu ne-am așteptat la el. Prin asta și s-a arătat dorința la băieți. Într-adevăr, Vare nu a avut nicio intenție. Eu din interior pot să vă spun lucrul acesta, că tot suferit băiatul ăsta vestiar ieri după meci. A plecat ultimul cu lacrimi. Plângând, stătea în vestiar, tot meciul stat și plângea, nu vinea a crede, nu, crede, nu știa cum se comporte în acest moment, fiindcă prima dată în viața lui s-a întâmplat așa episod. E o durere, nu e ușor să treci, nu e ușor să treci peste acest moment, fiindcă în ochii lui eu sunt sigur și acum, și noaptea, și multe zile înainte o să fie gândul ăsta în capul lui. Dar trebuie să fie tare, fotbalul e dur, Dragoș Iancu, cu părere de rău, îi dorim tot sprijinul nostru și Domnul să-l protejeze și cât mai rapid să-l refac cât mai bine. Suntem cu gândul la el. A fost ghinionul la secunda aia, rea ghinionul ăla care s-a întâmplat ieri, cu părere de rău, la echipa noastră. Dar trebuie să trecem, să fim puternici, să trecem peste acest lucru. Dar Vale suferă până în momentul dat. Am vorbit cu el și când a plecat la stadion. Trebuie să-l susținem, să fim aproape de el. Asta e viața unui fotbalist. Trece și prin momente de secupărere de rău în viață. O să reg colegii din regie să ne fixeze acele cuvinte pe care Vali Ficu le-a spus imediat după partidă. Se vedea clar că suferă. Auziți și dumneavoastră, stimații telespectatori, ce a avut de declarat Vali. Să spun ce simt în momentul de față. E clar că e un accident nefericit. Vreau să-mi cer scuze publice, cum a spus și mai devreme, la Flash lui Dragoș, familiei lui, clubului de la Sibiu, pentru că se vede clar că nu am nicio intenție de a accidenta, m-am pus în locul lui. Mi-e foarte greu, nu găsesc foarte mult cuvinte, inițial n-am vrut să vin să vorbesc, dar trebuia, pentru că vreau să știe toată lumea că n-a fost nicio intenție, niciodată nu s-a pus problema din partea mea de a avea vreo lovire intenționată sau ceva. Încă o dată vreau să-mi cer scuze publice față de Dragoș și de familia lui. Vreau să spun că sunt alături de el și toată puterea și rugăciunile mele merg către el să fie bine. Vei merge la spital, să vorbești cu el? Bineînțeles, acum imediat o să fac rost de numărul lui și o să iau legătura cu el și tot ce îmi stă în puterea mea și cred că și clubul nostru va fi alături de el. O să încercăm să-l ajutăm dacă va fi nevoie. În lotul vestiar, a venit și acest dar... Nu știu, sincer să fiu, n-am puterea să vorbesc despre fotbal acum. Da, băieții alături de mine, îți dai seama, tot clubul e alături de mine, pentru că știu ce fel de persoană sunt și știu că nu a existat nici 1% intenție. Îmi pare rău că ești așa, îmi pare rău că s-a întâmplat treaba asta, nu știu, nu găsesc prea mult cuvintele, doar îmi doresc ca Dragoș să fie bine. Nu ne cunoșteam, știu că și el e un jucător tânăr, tânăr de perspectivă, nu-mi doream să se întâmple nimic, îmi pare nespus de rău că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Vali, ai avea nevoie de ceva timp să-ți revii de vedere? Da, e clar că s-a afectat. La prima vedere e clar că s-a afectat. Cred că singură, nu știu, un ajutor pentru mine ar fi doar să aflu că el e bine și că o să treacă cu bine peste treaba asta. Poate va conta și, să zic așa, iertarea. Cu siguranță, cum am spus, o să fac tot ce ține de mine să fiu alături de el. Dacă va avea nevoie de orice din partea mea, o să fiu alături de el, o să-l ajut. Mi-am luat acest angajament pentru că v-am spus, nu a existat nici urmă de intenție, m-am pus în locul lui, m-am gândit, am tot felul de gânduri ca și cum eu am pățit treaba asta, așa de rău mă simt, m-am gândit și la familia mea, prin ce trăiește și ea, familia lui. E clar că toată lumea e supărată, îmi pare rău că s-a întâmplat, nu mai pot da timp înapoi, că dacă aș putea l-aș da, nu mai am ce să zic. De aici încolo sper să fie totul bine și o să fiu alături de el. Eugen, în toată cariera ta de fotbalist, ai avut parte de așa ceva? Ai accidentat pe cineva sau ai fost accidentat pe cineva așa de rău? Nu, eu
Din fericire n-am avut așa episod groaznic să accidentez pe cineva. Au fost dueluri tari, jucând în Rusia, vă dați seama, 10 ani, acolo duelurile mult mai puternici ca în România, multe dueluri, capuri, sparte, de genul ăsta, dar pe durată să elimin un jucător, așa, n-ai avut așa Dumnezeu, da, și nu. Eu am fost, în schimb, cu piciorul tot, piciorul rupt, dar nu de așa... Tot așa, din urma unei lovituri? Da, lovituri, piciorul rupt, dar am stat 3 luni, am stat în gips. Dar a fost chiar rupt? Da, da, da. Și așa de repede te-ai făcut bine? Dar nu așa grav cum aici. N-a fost, aici e grav. Deschis. Da, aici cred că e un pic mai grav, după privind pozele. Privind pozele și video care l-am văzut, dar este un băiat tânăr, de Doamne cât mi-a răpit și s-ar putea reface tinerețea să-și pună... Evident, mult contează. Corpul unui sportiv, dacă este puternic și tânăr, se reface mult mai rapid, evident. Ce l-așteaptă pe Vali în acest moment, practic, din partea comisiilor? Eu nu știu care e procedura și analiza acestui episod, dar cu siguranță cred că 2-3 meciuri o să stea. O să stea. Și aș dori să fie cât mai puțini meciuri, fiindcă băiatul chiar n-a vrut, n-a avut nicio intenție. Trebuie se analizează treaba asta? Eu cred că ar trebui să analizeze, în primul rând. Adică să vadă că nu este vorba despre evident, o chestie... Evident. Și am analizat ieri noapte, m-am uitat, nu știu, de vreo 20 ori la acest filmuleț. Pe epizoade, încet, rulând. S-a văzut, a vrut să joace mingea și am vorbit cu Vali. Intenția lui prima a fost să joace mingea. Apoi faul tactic. Faul tactic care își dorește orice fundaș, dacă nu-s prioritate prinde adversarul. Pe tranziție. Asta a fost scopul lui. Am înțeles. Intenția lui. Cu părere de rău a prins piciorul. N-a fost lovitură direct în picior cu talpa. Da, a fost ca o forfecare așa la un moment dat, care i-a prins piciorul și pe pământ. În poziție, da. Dacă era piciorul ridicat la Dragoș, cred că nu se ajungea până la această accidentare. Mai mult ca sigur. Mai mult ca sigur. Sunt detalii foarte mici. Și care o chestie pe secundă, exact, sigur. Exact. Și aș vrea să atrag atenția la acești factori, fiindcă sunt foarte importanți. Intenția unui jucător, asta este primordial, cred că mi-a luat... Eugen, nu am cum să nu te întreb lucrul ăsta și probabil că niciodată nu s-ar fi putut întâmpla o chestie de genul ăsta dacă Vali n-ar fi obligat în ghilimele, că nu-l obligă nimeni. Așa sunt schemele pe care le lucrați. Să vină din partea aia a terenului 100 și ceva de metri să bată o lovitură liberă de aici, se poate întâmpla orice, o centrare pe primul om, să se piardă mingea și apoi nu mai are timp să replieze, vine ce faultează pe un coechipier. Evident, lucrând aceste situații la antrenament, mi-am pus acest întrebare de multe ori, dar făcând fazele fixe, avem Vale care execută cel mai bine piciorul stâng. Ori el face parte din categoria asta. Și în momentul dat așa am analizat noi și am stabilit. Dar vine și la cornere, vine și la loviturile da, din preajmă. Un băiat care are o lovitură de balon foarte bună, cu o precizie bună, cu o tărie bună. Și piciorul stâng, care nu avem mulți în echipă cu piciorul stâng care se execute fazele fixe. De-aia, evident, de se alege... era alt jucător, era altă situație. Am înțeles. Pentru că am ajuns la echipă și vorbim despre băieți din echipă, uite... Nu mai vedem pe acel Diomande pe care îl știam, nu mai vedem pe Jefferson pe care îl știam. Ce se întâmplă cu băieții ăștia? Știu că a fost vorba de accidentări. Da, băieții au trecut printr-o perioadă de refacere, recuperare. Acum sunt bine, sunt în componență, ne pregătim de cupă, mergem, zburăm împreună. În echipă, vreau să spun așa, niște detalii. În echipă suntem toți importanți. Florin mereu le spune la băieți. Toți absolut suntem importanți. Și nu numai prin spus, dar și prin fapte arată acest lucru. A debutat și Justin, care a jucat bine. Da, care a jucat la elite o săptămână în urmă sau 3 zile în urmă, da. A jucat la elite. Toți au șansă să joace la această echipă, care să arată. E o concurență sănătoasă. Asta îmi place la băieți și am înțeles. Așa numai se face caracterul din vingător și liderul așa apare, fiindcă la antrenamente muncesc toți, știind chiar dacă nu joacă. Sunt unii la alte echipe, având experiență acumulată, jucătorii care văd că nu joacă sunt relaxați și nu dau randament la antrenament. Aici nu. Asta aici nu se știe până ultimul moment. Chiar știind că el nu joacă la acest meci, el muncește și vrea să demonstreze că merită să joace. Sau jucătorii care vin de pe bancă.
au o dorință de a, n-are importanță, un minut, două, trei, asta este o mentalitate corectă și mie îmi place, asta e o mentalitate sănătoasă, numai așa putem să devenim mai puternici. Acum s-a creat la momentul dat în echipă o atmosferă și dedicația băieților care este la momentul actual, numai să devenim mai buni, mai buni și să creștem. Asta îmi place și primesc plăcere de la acest lucru. Singurul care îmi pare că bombănă așa, nu știu, o bombănie interior, o bombănie exterior și vorbește despre treaba asta, este Jefferson. El este parcă veșnic nemulțumit. Evident, în subconștient oricărui jucător este așa, asta e normal, e firesc. Adică tu zici că e de bine că face așa. Evident, sunt simplu emoții care poate să le ții în sine, care unul poate le altfel le revarsă, dar nu sunt supărați absolut pe nimeni, numai pe ei sau mai mult să muncească, sau, dar șansa și care joacă cel mai bine, fiindcă cine a intrat în echipă, a jucat bine, el a rămas. Da. Și Jefferson la fel, și Diomande la fel, o să aibă următoarea, au avut șansă, au rămas în echipă, când au avut o scădere sau o mini-accidentare, au fost alți jucători care au jucat bine, au rămas în echipă, adică e o concurență sănătoasă. Am înțeles. Uite, multă lume vorbește despre defavorizarea Petrolului, despre faptul că sunt mai multe aspecte legate de programări la ore imposibile într-o primă fază a turului, căldurile alea insuportabile de la ora 18 și așa mai departe. Au fost greșeli flagrante cu nerespectare, cu întoarcerea fazei cu penaltiu executat de grozav. Astea sunt chestii care se văd la VAR. La Budescu iar a avut o chestie tot la fel. Asta, nu mai vorbesc despre fazele neanalizate la CFR Cluj, la Cluj. Ambele faze de VAR cu două penaltiuri, dintre care unul se dă în proporție de 100%. Evident, cu siguranță și cu tărie pot spun că campionatul acesta Petrolul a fost defavorizat. Exact asta vreau să spun și eu. Tu, de ce crezi că se întâmplă asta? Numai pentru faptul că ești băgat în găleata cu echipe mici? Nu sunt de acord. Eu așa cred. Lucru. Pentru că unele echipe sunt arbitrate într-un fel, da, și altele sunt arbitrate în alt fel. Da, fiindcă aici ce arată? Fiindcă noi muncim și corect pe teren vrem să luăm punctele puse în joc. Asta arată. Prin muncă și nu le convine sau cum? Dar fiind o echipă puternică și eu, echipele care au obiective mari la campionat și au o anumită siguranță, fiindcă nu sunt toți acum la moment, eu cred că toți suntem de Petrolul. Fiindcă Petrolul eu nu cât tare au demonstrat în campionatul acesta. Și au frică. Prin asta pot să spun. Eugen, tot ce se întâmplă în campionatul ăsta pare a fi o continuare a celor întâmplate în campionatul trecut și mai ales în play-out. Când Petrolul la fel a avut o grămadă de astfel de faze litigioase, în care VAR-ul degeaba arată că este plătit. Da, într-adevăr, VAR-ul ajutând, credea toată lumea, ajutând campionatul, a ajuns să el foarte multe discuții a adus în acest campionat, foarte multe certuri, dubii, când se tratează, aceleași faze se tratează diferit. Exact. Acest lucru nu se înțelege. Exact. Dacă e o fază tratată la fel la fiecare etapă, la fiecare echipă, da, ar fi o lege clară, negru pe alb. Dar sunt faze tratate diferit, care găsesc argumente, asta e paradoxul. Că ei găsesc după aici, această fază. La noi în țara asta, argumentele sunt la ordinea zilei. Asta este un pic paradoxul, fiindcă ei găsesc argumente la faze care sunt tratate diferit. Corect. Corect, aici, asta este adevărat. Aici apare semnul întrebării. Cum așa? Înseamnă că ceva nu e pus bine. Și comentatorii de televiziune spun același lucru. Săptămâna trecută, spun ei, la meciul X cu Y, fază identică tratată cu totul și cu totul altfel. Evident, pe noi ne doare acest lucru, dar nouă nu ne rămâne decât să muncim și să mergem înainte. Nu poți să trăiești cu o fază tot campionat, fiindcă te trage în jos. A spus la un moment dat Claudiu după meciul de la Cluj că Petrolul ia în considerare faptul de a-l recuza pe Ișvan Kovac la meciurile pe care le va disputa acasă. Evident, ce s-a întâmplat la Cluj e ieșit din tot comunul. Nu poți să accepți, văzând jucătorul plin de sânge, glezna plină de sânge, jambiera ruptă
și arbitru să vadă acest lucru și să nu iei nicio decizie sau cel puțin... Să nu vrei să te duci să vezi să faza. Să faza, da. Dacă ai un dubiu, care este o rușine să pleci să vezi faza? Eu nu înțeleg. Pentru a examina această fază și de a lua o decizie clară. Să nu fie discuții. Asta e o situație neclară pentru noi, dar iarăși mă repet, noi nu avem ce face, nu avem puterea necesară de a... Nu, Petrolul nu este un club vocal. Alte cluburi sunt vocale și se ridică pe tine și toată ziua, bună ziua, fac același lucru, da, presiune, știi, presiune. Nu știi cum e mai bine, vrei să fii corect, dar lumea ia de slăbiciune acest punct, fiindcă Petrolul a fost corect mereu, cu declarații, s-au obținut de la faze controversate, s-au obținut, au aplicat capul, ei au greșit, este uman, dar se repetă. Bă, dar la tine nu greșește și niciodată, ei, pentru tine? Păi asta e faza, fiindcă ăștia care iau deciziile, ei văd, a, Petrolul se comportă frumos, băieți buni și iau de slăbiciune. Nu iau ca respect, băieți ăștia ne respectă. Dar ai văzut? Un pic să arătă respect. Deci ai venit și la vorba dar mea. Dar oamenii, asta eu ca slăbiciune, ca și în zile de zi cu zi. Ca și ca în viață. Aia. Exact. Da. Aici este o problemă, fiindcă noi, într-adevăr, conducerea au fost foarte diplomați în toate fazele care au fost până în momentul dat până la Cluj. Dar simplu paharul, la orice om, nu are importanță ce răbdare. Fiecare om are o răbdare. Dar la Cluj s-a împlut paharul, într-adevăr. Fiindcă e o fază care nu poți să ai argumente. Dar ei au găsit argumente și după fază. Eugen, ați avut o vară fierbinte cu cele două cantonamente din Slovenia și Austria. Spune-mi, te rog, ai raportat unele lipsuri pe care le-ai găsit la echipă? Am avut două cantonamente foarte bune. Am urmărit mulți jucători, un cantonament util și benefic în afara țării, condiții foarte bune, terenuri foarte bune și am pus foarte multe puncte în aplicație, foarte multe tactici, am schimbat și tactica de joc. Eu cred că am, oricum, mai puternic ca anul trecut, o echipă mult mai puternică ca anul trecut am făcut. Dar tu ai sesizat în aceste două cantonamente și puncte nevralgice, puncte mai glisante, așa, la echipă? Evident, orice echipă are, avem de muncit mereu, mereu sunt chiar și jocuri perfecte după victorii, facem analiză și avem de lucrat ce să îmbunătățim. Am văzut și prezența finanțatorului, copilul la fiecare, înaintea, nu la fiecare meci, la fiecare antrenament, fiind prezent și urmărind, acum nu știu cu ce ochi, cât de critic sau cât de... Foarte mult contează, arată că este alături de echipă, alături de băieți, mereu în dialog cu ei. Asta nu arată faptul decât să le dea încredere băieților și echipei. Și pare că lucrul ăsta s-a văzut, adică lucrul ăsta s-a simțit, evident, să spun mai mult. Evident, eu fiind la acest club, nu știu, se vorbește înainte că a fost aici foarte bine din punct de vedere financiar. Eu am nimerit exact de mine. Exact că nu trebuie. Nu că nu trebuia, nu asta am vrut să spun. Am nimerit într-o etapă când au fost foarte multe momente dificile la club, din punct de vedere financiar, dar rezultate bune au fost. Înainte era un buget foarte bun la timp, cu bani și tot, rezultate slabe. Erau. Aici arată că s-au strâns, au venit niște oameni cu caracter, niște oameni cu ambiții corecte de a progresa și de a acumula rezultate. Și datorită la domnul Marian Copilu, evident am devenit mai puternici și a apărut o stabilitate financiară. La cum stați acum cu banii? Banii sunt la zi? Aveți posibilitatea să vorbiți despre treaba asta? Se lucrează, se asigură că săptămâna aceasta o să devie tot la... Și o să fie da, zero. Da, da. Pe zero. N-am mai fost pe tăulul pe zero de an de zi. Da, mici rețineri așa, dar nu e nimic tragic și de vorbit ceva. Nu? Am înțeles. E bine. Consider compartimentul ofensiv al Petrolului principala hibă a acestei echipe? Noi concurența cea mai mare la fundaș central, la noi, în defensiv. Și Huza, și Marian Huza, acum și-a revenit după accidentare. Când o să-l vedem? Când crezi? Sperăm acum la cupă. Ar putea intra la cupă? Da, foarte mult. Pare a fi un meci totuși abordabil. Nu vrem să... Eu nu spun că e un meci ușor. Am spus că poate fi ușor abordabil. Evident. O să vedem cum o să decurgă meciul, dar îmi doresc foarte mult Marian să... Dar el cum pune piciorul așa?
Marian e bine, e un băiat, dumneavoastră îl știți cât de mult își dorește. Tocmai de asta. Asta adică foarte mult contează. Nu e fără, nu e cu frică, nu? Nu. Că știi cum e, când vii acum la primul meci, ai așa o senzație de... Evident, la primele antrenamente poate avea un pic așa frică. Acum și-a revenit, bagă piciorul acolo. Bine, bagă cu piciorul în contre. Eu zic că încet, încet o să ajungă să titularul pe care îl cunoaștem? Evident, de ce nu? Cine zboară de acolo, Eugen? Nu vorbim acolo. Păi nu, ca idee, că stăteam și îmi făceam planuri cu colegii. Nu, aici e simplu. Puneam capul la calașah. Aici e simplu. Cine se pregătește? Sănătoasă. Uh-huh. Care arată randament mai bun, care ajută clubul în momentul respectiv, perioade și perioade sunt. Acela o să joace. Asta este, asta ne formează și numai prin asta o să devenim o echipă puternică. Îl vezi crescând în valoare pe Mihai Roman, pentru că parcă n-aș vrea să începem să facem acum urlete după Irobis. Nu. E de vreme de discutat acum despre acest aspect. Mihai a venit cu sufletul deschis la această echipă, își dorește foarte mult, un băiat foarte inteligent, care îi place munca, muncește la fiecare antrenament. Dar ce nu are? Îi trebuie poate un puțin, așteptările aici la Petrolul sunt mari deodată. Asta e un lucru bun. Păi la tine nu era așa când ai venit? Așa era, dar jucători sunt diferiți. Dar tu ai văzut că tu ai intrat în prima și nu te-a mai spus nimeni din post. Caractere sunt diferite, nu sunt toți la fel. Dacă erau la fel, toți era mult mai simplu și mai ușor. Eram campioni. Exact. Dar cineva e mai sensibil, îi trebuie un pic de timp de acomodare, un pic de acordare de încredere. Un gol. Un gol. Că e atacant. Exact. Sunt detalii mici care... O dădea ieri, era Dumnezeu. Exact. Eu sunt sigur că dacă marca ieri golul ăla, își deschidea aripile pentru meciul următoare. Și plus că poate și câștiga. Și eu sunt sigur că o să ne ajute. Mihai, să ne ajute, fiindcă are toate aturile necesare pentru a ne ajuta. Te vedem mereu extrem de tensionat, inclusiv la marginea terenului în timpul jocului. Mai nou ai fost... și penalizat cu un cartonaș galben de către renumitul arbitru Ișvan Covaș la Cluj. Ce s-a întâmplat acolo? O fază, eu n-am înțeles în primul rând pentru cine mi-a dat. Chiar n-am înțeles pentru ce a dat. Nu e așa că trebuia să dea cuiva? Trebuia să dea, cred că să calmeze un pic spiritele. Era lumea cam agitată și pe bancă și pe bună dreptate, că dacă vii și nu-ți dai... Dar nu poți când vezi că echipa ta e defavorizată în unii momente. Eu nu știu, nu trebuie să ai simțuri ca om. Adică, dar ce să faci? Să adorme acolo? N-a fost nimic exagerat. N-a fost nimic. Adică nu ai înjurat? Nu, ai... Nu, bine că tu nici nu ești, faci parte din categoria. Poate eu știu. Ai ridicat mâna, ai protestat, ai făcut exact, o chestie. Exact, poate opinie. Dar nu el, să știi, ăla de pe margine îl cheamă. Da. L-a chemat și trebuia să dea, cred că, unui cartonaș galben, mai ales pe mine. Mamă, și te-a luat pe tine. Nu e problemă. Spune-mi, te rog, am văzut că te pregătești cot la cot cu fotbaliști, că îi animi, că te joci cu ei, că îi capacitezi. Spune-mi, crezi că ai mai fi putut juca la Petro? Evident, îmi venea mult mai greu deja, recuperarea corpului oricum era mult mai grea. Asta numai eu știu prin ce treceam dimineața, primele 15-20 minute când mă trezeam, dar după ce mă încălzeam, beam dimineața cafeaua, 30, ieșeam afară, un pic mă încălzeam, eram deja bine. Erai ca să mă bage, ca să zic așa. Dar oricum, trebuie să fim realiști. Corpul nu poți să-l păcălești. Poți să-l păcălești pe durată scurt. Dar pe durată, la lung așa nu merge. Da, un pic e mai greu și trebuie să fim realiști. La un nivel poate un pic mai jos sau câteva minute, o repriză, strag de mine, mai puteam. Dar având jucători foarte buni și o concurență la mijlocul terenului, am luat această decizie pentru a fi mai bun. Am văzut că băieții sunt mai buni și pentru ce sunt curc sau le dăm la alții posibilitate Eugen, să fie mai bine. Petrolul joacă un 4-2-3-1 anul ăsta. Să ne întreb, a fost ideea expresă a lui Florin Pârvu sau cu toții ați hotărât că e mai bine să joace așa? Nu, pentru că trebuie și fotbaliști pentru exact, sistem. Asta am vrut să spun. În primul rând, sistem se face după jucătorii care are echipa. Uh-huh. Analizând fiecare post în parte, am ales acest și fotbalul pe care îl dorește sportivii să-l vadă la Ploiești. Eu cred că e un sistem, având jucătorii potriviți, e un sistem perfect acum la momentul dat pentru Petrolul. Uh-huh. Evident, ați văzut și schimbări de sistem la Cluj. Uh-huh. O echipă adică, care, dacă Petrolul o bătea, nu era nicio problemă. Exact.
Adică am jucat în 5 fundaj. Exact. Asta arată că băieții sunt foarte conectați și au înțeles ce au de făcut. Se schimbă într-un sistem de la un meci la altul, nu e ușor. Păi nu este ușor, dar vezi și cu cine joci. Evident. Că dacă joci cu Clujul pentru a-i surprinde pe contraatac, lucruri care s-a și întâmplat de altfel, arată totuși, exact cum spuneai, faptul că Petrolul are fotbaliști pentru a... Are. Petrolul are fotbaliști foarte buni la momentul dat. Foarte buni fotbaliști. Are caractere frumoase, muncitori. Nu știu, eu sunt plăcut surprins mereu la fiecare antrenament, la modul, la antrenarea lor. Sunt profesioniști. Asta îmi place la ei foarte mult. Și primesc plăcere zi de zi. Exact cum făceai tu, cum spuneai tu la emisiunea trecută, faptul că dacă nu te duci cu plăcere la antrenament, mai bine te mai duci. Exact. Stai să te culci acasă și te... cum făcea Tamaș. De acești băieți avem nevoie. Și prin muncă, eu sunt sigur, am mai spus, suntem într-o perioadă de construcție. O perioadă de tranziție. Trebuie să avem răbdare și eu sunt sigur, sunt că noi mai buni și mai buni. Și mai buni. Devenim, evident. Pentru asta muncim tot. Vezi că obiectivul trasat de conducere este clasarea cu, măcar cu un loc mai sus. Băi, am trecut a fost pop. Ce vrea conducerea? Vrea locul 7 sau vrea locul 6? Vezi că e prăpastie mare aici, eu între 7 și 6. Eu, Florin, știu obiectivul lui. Fiindcă Florin e un maximalist. Un lider care a fost toată viața, la fel și eu în suflet am fost mereu așa, îmi doresc maxim din tot. Asta foarte mult contează, trimiterea antrenorului, da? Să nu-i placă să piardă, să... E lider. Florin a fost un lider și pe teren și acum ca antrenor își dorește și... Auzi, mă, se enervează vreodată? Poate, evident că se enervează. Cum face la nervi? Eu nu l-am văzut niciodată. Nu, urât nu face. Păi și atunci cum se enervează? Trebuie să... Ce fai? Are... Am văzut că și în conferințe de presă și în discuțiile de la Fletcher, e tot timpul un pacifist, e un tot timpul... El îmbracă tot timpul cadou în multă poleială, îl aranjează, îl... pe când... Arată calmitate și încredere, foarte bine face. Până când face treabă? Până când? Evident, asta nu e ușor. Este sunt păi de asta spun că... Este sunt sacrificii, poate îți duce acasă, are modul lui de a se liniști, de a scoate... A, deci e clar că și familia e... Evident, duce... acești factori sunt foarte importanți. Fiecare are principiile lui ca antrenor. Nu că vrei tu, ci realist vorbind, are Petrolul față de play-off? Eu zic, dacă mă întrebați pe mine personal... Pe tine personal. Eu zic că da. Dar repet, vorbim acum, zici că vorbim la o bere. Nu vorbim oficial, nu ne aude nimeni ce vorbim acum. Tu zici că Petrolul poate să fie între primele 6? Eu am încredere. Păi pe cine scoți de acolo, a 6? Că pe le 5 le știu eu. Dar Petrolul, până la momentul dat, prin rezultate, și da, noi am pierdut mulți puncte. Păi și alții au pierdut. Nu, dar cum am pierdut? Prostește. Exact. Dacă luăm punctele cele în calcul. Păi, dacă iei punctele alea în calcul, vezi că există șansa să nu pierzi niciun meci. Nu, aproape niciun meci. Voluntar, ce a fost, a fost, da, tot o eliminare, dar am avut penalti, două penalti în ultimele minute, care se întâmplă, da, dar dacă aveam și punctele cele, eu zic că eram bine tare acum. Și spuneau alții acum de cine să scoatem din primele 6, nu noi. Dar campionatul este foarte lung. Am înțeles. Campionatul este lung, o să fie foarte multe rezultate, eu cred că surprinzătoare. Pentru că am vorbit de Florin Pârgu, o să rog regia să ne pună și înregistrarea conferinței de presă de ieri, la care el a luat cuvântul imediat. Gândurile pentru acest jucător, Dragoș Iancu, pentru că fotbalul, cred că în seara asta, sau rezultatul din seara asta, nu este atât de important. Ne pare foarte rău nouă, staff-ului, vestiarului, clubului. Dacă putem să ajutăm cu ceva, vom fi alături 100%. Vom fi acum cu Măldă, am fost la ei. Ne dorim să se recupereze cât mai repede, să revină pe teren. Este un jucător de mare perspectivă. Așa, asta am vrut să-mi spun de la început, pentru că mi se pare mult mai important decât rezultatul și ce s-a întâmplat în seara asta pe teren. Cu toate că, eu știu, noi vorbim strict de fotbal, ne-am dorit de la început să câștigăm acest joc și cred că dacă rămâneam în 11 la 11, așa este, este părerea mea, eu zic că la final puteam să ne bucurăm.
Dar și așa, rămânând cu un om în minus, băieții au făcut un joc solid, ne-am închis foarte bine culoarele, am reușit să ne prindem câteva ori pe câteva tranziții pozitive, din păcate n-am reușit să marcăm, dar dacă stau să mă gândesc la final, este un rezultat mulțumitor pentru noi și gândurile noastre merg acum către următorul joc de Cupa României, trebuie să ne refacem bine și să mergem la următorul joc să câștigăm. Iată că Florin a vorbit despre Cupa României, un alt obiectiv trasat de conducere, un obiectiv în care cei care plusează financiar la Petrolul au în cap cum că Petrolul ar putea să meargă până în fazele finale ale acestei competiții, până una alta, mâine, la Pecica, începând cu ora 14, Petrolul va evolua cu formația din localitate, o formație arțăgoasă, dar totuși o formație mică, o formație care, în mod normal, ar trebui învinsă, o formație care face parte dintr-o galerie mai lungă de formații mici, așa le zic eu, pe lângă cele mari, adică Pecica, Corvinu și Chindia sunt formațiile așa zis mici și cele mari, câștigătoarea de anul trecut, Sepsi, a Cupei și a Supercupei, dar și din nou Hermannstadt, care din nou iară vom avea parte de întâlnire cu ei. Cum vezi tu seria asta în care este plasată Petrolul și din care trebuie să ducă două mai departe? Iarăși un format de grupe, da, în cupă. Noi ne dorim și ne-am propus în cupă anul acesta să facem o figură frumoasă. În primul rând, primul obiectiv la noi este acum să ieșim din grupă. Uh-huh. Și ne așteaptă mâine primul meci. Mergem încolo, toate gândurile sunt la acest meci, să venim să ne întoarcem cu o victorie. Aveți viteză considerabilă pentru că, iată, clubul v-a pus la dispoziție avionul pentru deplasare la Arad. Evident, eu am mai spus, clubul, din toate punctele de vedere, ne oferă nouă toate condițiile cele mai bune la momentul dat. Și noi suntem cu gândul numai la victorie, acest meci, îl tratăm numai la victorie. Și trebuie să fim motivați, să nu apară un dubiu sau relaxare la acest meci cu o echipă mai slabă cotată ca Petrolul. Nu, să ne aștepte un meci foarte greu, uh-huh, fiindcă mereu când joci cu o echipă mai mică sau mai slab cotată, eu sunt sigur că o să aibă o ambiție enormă de a demonstra, uh-huh, jucătorii. Și trebuie să fim pregătiți foarte bine, în primul rând mental, pentru acest meci. Petrolul s-a comportat ca un club mare, deplasându-vă cu avionul, deplasându-vă după aia și la Iași, la începutul săptămânii viitoare, tot cu avionul. Nu s-a pus problema banilor, s-a pus problema odihnei, pentru că dacă plecai precum cireșarii în țară cu autocarul, făceai 12 ore până la Pecica, ajungeai gata mort, ca să spun așa. Nu s-a pus problema. Asta arată conducerea clubului, face toate condițiile și tot posibilul să avem rezultate bune. Ok. Tu ai fost mijlocaș în fața apărării, care ai pianul, cum se mai spune acum. Cine care acum pianul Petrolului? Taca, evident. Taca. Mai poate cineva în momentul de față să-l scoată pe Taca din primul 11? La evoluțiile care le-au avut în acest campionat, eu cred că nu. Eu cred că este unul dintre cei mai constant, din primii patru cei mai constanți fotbaliști pe care i-are Petrolul în acest moment. Eu în Taca n-am avut niciodată niciun dubiu în băiatul ăsta, că ce caracter are și ce profesionist de săvârșit, este un exemplu pentru toți. Nu are importanță câți ani are, pentru tineri și pentru mai în vârstă jucători. Este un exemplu. Contează că vine dintr-o țară precum este Japonia? Evident, eu am fost, am avut ocazia să merg la ei. Sunt niște oameni foarte educați, disciplinați și dacă ne arată și acest lucru aici, ne dă exemplu și uman și sportiv. Spune-mi, te rog, dacă s-ar ține cont exclusiv de părerea ta în momentul ăsta și ai avea posibilitatea să propui la Petrolul un fotbalist, nu un nume de fotbalist, ci un fotbalist, ce ai aduce? Un portar, un fundaș, un mijlocaș sau un atacant? Totuși, aș îmbunătăți partea ofensivă. Deci ai aduce un atacant? Pentru concurență. Pentru concurență. Exact. Fiindcă în defensiv avem concurență, în ofensiv un atacant, eu cred că avem nevoie. Aș aduce. Ai ajuns la același punct de interes pe care l-au cei mai mulți dintre fanii Petrolului. Pentru concurență, evident, avem nevoie acolo.
Spuneai la precedentea emisiune la care ai participat că ți-ai dorit să ajungi acasă în Republica Moldova și să te ocupi de o echipă din acea zonă. Da, luând această etapă nouă a vieții mele, evident, ca fotbalist, când am început viața ca fotbalist, mi-am pus scopuri, visii pe care să le ating. Uh-huh. Exact așa și începând această cale nouă, mi-am pus scopuri, visii pe care le trăiesc în sine și am ca obiectiv să le ating. Te gândești și la Naționala Moldovei la un moment dat? De ce nu? Este unul din visurile mele. O echipă extrem de ambițioasă, o echipă extrem de arțăgoasă, așa cum ce are ea acolo, pe locul ăla. S-a dus și a obținut și câteva rezultate, câteva puncte. A avut chiar rezultate foarte bune. Foarte bune. Da. Deci, ai la ce să te gândești, da? Îți faci... Evident, acum a fost o perioadă de reconstrucție la echipa națională. Antrenorul Sergiu Cleșin, un prieten foarte bun de meu, tot un băiat foarte ambițios, un fost fotbalist foarte bun. Încet, încet a avut încredere în el. La început a fost mai greu construcția și acum arată rezultate foarte, foarte bune, bătând Polonia, uh-huh, egal cu Cehia, egal cu Austria. Trei forțe. Insulele Feroe acum în deplasare au bătut. Adică se vede rezultatele. Uh-huh. Se vede rezultatele și punctele acumulate și în clasament. Eu, cum rezistă familia fără tine atâta vreme? Opa, fotbalul și sportul este un sacrificiu. Oftat. Este un sacrificiu foarte mare. Este un sacrificiu pe care mi l-am asumat. Dar nu regret și am susținerea tuturor. Asta este cel mai important factor. Fiindcă când ai susținerea, te ajută și îți dă putere să muncești și să obții ceea ce îți dorești. Asta e cel mai important lucru. Așa e soția, te înțelege? Evident, de ce nu? Când eu sunt fericit, înseamnă că e bine. Deci nu comentează? Nu. Dar cine comentează? Comentează aia mici? Evident că copiii își doresc mai mult timp. Dar asta este viața. Asta... Cum e, tati, când ajunge acasă? Tati, când mai vii? Știți cum, a devenit o normalitate de acum. Aha. Atâți ani, a devenit o normalitate, dar nu se simte lipsa. Discutând foarte des cu ei, mai ales prin aplicațiile care sunt actuale acum, uh-huh, nu e o problemă. Nu e o problemă. Înainte, ei, nu e ca și când îl ții de mână, evident, știi cum e. Ăsta sunt, nu e ușor. Nu e clar ușor, că nu e ușor. Nu e ușor, dar iarăși am spus, fotbalul e un sport dur din toate punctele de vedere. Care cere sacrificii foarte, și în plan foarte, sentimental, foarte, să spun așa. Foarte, foarte mult. Spuneai, eu te-am mai invitat la această emisiune și ultima oară când ar fi trebuit să vii, mi-a spus, stimați telespectatori, domnul Cristi, vă rog frumos să mă înțelegeți, vreau să merg și eu acasă astea două, dar du-te, bă, băiatule, acasă, bineînțeles, doar noi venim la emisiune ca să întorci acasă. Vă promit că vin cu proxima ocazie și iată, am găsit timpul liber pentru Eugen să fie față în față cu dumneavoastră și vreau să-l mai întreb pe final de emisiune câteva întrebări blitz așa, care sunt cadourile cele mai apreciate pe care le așteaptă copiii când vii de aici din România? În primul rând prezența mea. Ăla e cadou suprem. Da. Dar și la noi cadourile când mergem la plimbare și ei și aleg ce își doresc ei. Ăla e cadou. Adică de acolo, cum ar veni. Împreună. Nu au ceva din România. Luând împreună. Luând împreună, am înțeles. Ai fost în vacanță cu familia? N-am reușit. Vacanța prea mică a fost. Anul ăsta te-a sărit. Da, da, da. Dar dacă ar fi să te duci în vacanță, unde te duci în vacanță? Vara la mare. La mare? La care mare? Noi cu copiii mereu în Turcia, pentru ei cât au fost în Turcia, mici. Da? Da, două, trei... Întâi, sunt oramă de Turcia, după atâta cantonană. Da, dar lor cel mai tare acolo. Le place. Și la munte? La munte, iarna? Un pic spies. Unde? Nu, Austria sau era, până nu de mult, mergeam în Bucovel, în Ucraina. Dar acum am prea mai zăpadă. Dar acum, da, cu problemele care sunt acolo, mai greu de ajuns. Am înțeles. La anul împlinești 40 de ani. 40 de ani. Anul acesta încă urmează. De ei, am zis 39, eu așa. Cum, care să fie cadou ideal pe care ai vrea să-l primești? O medalie. O medalie? Din
Adică ce-i vrea tu așa? Medalie pentru ce? Pentru trofeu. Cu petrolul? Evident. Păi nu, că așa poate să-ți dea soție o medalie. Nu, un trofeu. Un trofeu, un trofeu cu petrolul la 100 de ani? Asta e cel mai frumos cadou ar fi. Ar fi extraordinar. Da. A venit și timpul pentru despărțire și o ultimă întrebare. Spune-mi, te rog, dacă faci 40 de ani, unde te vezi la 50 de ani? E greu, departe, e prea departe. 45. Un antrenor respectat și având rezultate bune. Bă, ce ar fi să fii tot la petrol? Viața unui antrenor este imprevizibilă, m-am convins. De ce nu? De ce nu? Aceasta a fost emisiunea de astăzi, stimați telespectatori. Vreau să-i mulțumesc lui Eugen pentru prezența în platou. Cred că sunteți de acord cu mine că este de fiecare dată o prezență agreabilă și care însuflețește regia. Îl mai aștept pe Eugen. Poate vine și cu trofeul ăla, că noi ne-am tot săturat să așteptăm trofee. Sunt convins de faptul că aici la Ploiești se lucrează bine, așa cum el specifică de fiecare dată, și că petrolul va veni mâine seară cu un trofeu, un prim trofeu virtual, să spunem așa, de la Pecica, cu un altul lunea viitoare de la Iași, și după aia treaptă cu treaptă să ne dezvolte tuturor o potență considerabilă a unei formații a lupilor care de-abia așteaptă să-și fâșie adversarii. Încă o dată mulțumesc frumos! Mersi din suflet pentru invitație, cu mare drag mereu! Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă dau o întâlnire săptămâna viitoare când o să încerc să-l aduc în platou pe doctorul echipei, domnul doctor Miu.